0, un scor care l-a făcut pe Neluțu Sabou să își cam anunțe de demisia, cam așa a sunat acea declarație a lui, să caute clubul un alt antrenor. Nu, cred că a fost o decizie la cald, pentru că, într-adevăr, a fost un scor mare, usturător, conform realității din teren și cred că a fost doar o declarație la cald, nimic mai mult, din punctul meu de vedere, așa cred. Adi, CFR ne-a arătat aseară că încă mai contează lupta pentru titlu, că nu s-a terminat această luptă? CFR-ul venea practic după o serie de rezultate slabe obținute în ultima perioadă și dacă n-ar fi reușit să câștige ieri, cred că campionatul s-ar fi, sau lupta pentru titlu s-ar fi terminat. Destul de devreme, dar diferența ar fi fost destul de mare. CFR-ul ieri a arătat ca o echipă bună. 4-0 cred că e un scor prea mic pentru față de ceea ce s-a întâmplat în teren, câte ratări, dar un meci cu intensitate și cu un ritm, cred că, peste media campionatului nostru. Edi, dar ce s-a întâmplat cu Cluj? Pentru că altfel era o echipă care era în zona play-off, a impresionat, a obținut câteva rezultate spectaculoase. Mi-aduceam aminte, de exemplu, de victoria din Giuleș cu Rapid, cât de frumoasă a fost. Ce s-a întâmplat oare cu Cluj, de a lua toată de rău? La ultima emisiune când am fost aici, am vorbit foarte frumos despre Cluj și am lăudat echipa și jocul și tot ceea ce arătau ei pe teren. Aseară, în schimb, cred că au prins o zi proastă. Au prins o zi proastă, deși la CFR acasă nu e ușor. Nu e ușor să câștigi, nu e ușor să vii să-ți impui jocul, mai ales în derbiul orașului. Pentru că de-a lungul istoriei multe rezultate și trofee până la urmă s-au obținut pe terenul lui Cluj și în compania lor s-au obținut rezultate bune de către CFR Cluj. Dar aseară cred că au prins o zi foarte proastă și cum spune Adi, diferența a fost mare de tot între cele două echipe, foarte mare. Aș vrea să-ți cer părerea de fost atacant, Adi, și să ne spui care este impresia ta despre Bârligea, pentru că, dincolo de faptul că este un atacant care se bate pentru titlu împreună cu CFR, el poate fi o miză, a și fost convocat deja la echipa națională a României, sigur încă n-a apucat să-și pună amprenta acolo, să joace cu adevărat mai mult, dar cum ți se pare el în acest moment, dacă poate fi, să zicem, chiar o soluție pentru Euro? Poate fi o soluție pentru Euro, este un jucător tânăr și un jucător care luptă foarte mult pentru echipă. Adică n-a marcat în ultima perioadă foarte mult, dar aproape în fiecare meci a creat ocazii. Sau dacă nu creează pentru el, creează pentru adversari. A trecut printr-o perioadă, cred că, nefastă. Golul ăsta din ultimul meci, din meciul de ieri, a venit, cred că, extraordinar de bine pentru el și îl văd crescând în continuare. A venit de nicăieri, practic, noi nu-l cunoșteam, eu cel puțin acum. Da, cred că CFR l-a adus, l-a descoperit prin Liga 3 italiană sau ceva de genul acesta. Da, cred că în Liga 2 sau trecuse în Liga 2. Dar oricum, un jucător cu școala la zi, ca să-i spun așa, un jucător care mie personal îmi place foarte mult. Ratează, dar, cum spuneam mai devreme, își creează foarte, foarte ușor ocaziile. Și ce mi se pare iarăși important la el e faptul că, având în vedere cât de dinamic este și cât de conflictual este fotbalul de astăzi, el este și dinamic, este și bătăios, pare a fi un jucător potrivit pentru fotbalul zilelor noastre. Da, exact, exact. Dar are o vârstă destul de fragedă, nu știu dacă are 23 de ani, dar și poate să crească. La o echipă ca și CFR, o echipă care se bate pentru câștigarea campionatului și, bineînțeles, pentru intrarea în cupele europene, pentru el e foarte mic și va crește. Eu îl văd, dacă nu va păți vreo accidentare, în lotul pentru turneul final. Edi, Mihai Stoica a făcut câteva insinuări într-o emisiune la Orange Sport. A remarcat el că Mitrea a jucat din nou slab și că Mitrea ar avea ceva cu FCSB, adică când sezonul trecut când a jucat cu Farul iarăși a jucat slab, acum cu CFR Cluj a jucat slab și doar când joacă cu FCSB joacă bine. Mitrea, într-adevăr, am văzut în opinia mai tuturor, a fost cel mai slab jucător poate de pe teren. Dar Mihai Stoica așa mi s-a părut că insinuează anumite lucruri, că Mitrea intenționat ar fi jucat atât de slab și
El a mers chiar mai departe, spunând că în play-off și-ar dori echipe care să n-aibă un joc din acesta schimbător, adică să joace tare cu toate formațiile, ceea ce s-ar înțelege că nu e cazul lui Ucluj, care într-un fel joacă, să zicem, în compania Rapidului și altfel a jucat cu CFR. Da, mi-a are talentul ăsta să descopere foarte multe substraturi ale unor jocuri, să facă un joc de cuvinte foarte cu multe înțelesuri, să zic așa, dar nu cred că se pune problema, mai ales la Ucluj, mai ales cum e un jucător cum e Mitra, eu îl cunosc, nu cred că se pune problema de a merge într-o anumită direcție unde să nu se aperi corect șansele, că până la urmă să vorbim despre asta este vorba, nu? Asta a vrut să insinueze. Dar când joci la Ucluj și ai meci împotriva CFR-ului, îți garantez că toată lumea și toți jucătorii își dau viața pentru un rezultat bun. Eu am citit asta și, adică, nu numai la FCSB, să zicem, ar putea exista această impresie, dar am citit la un jurnalist clujean, cu mare experiență, un jurnalist sportiv, această teorie, cum că la Cluj, când este vorba de interesul local, CFR și Ucluj uită de rivalitatea aceasta locală, pentru că e mai important pentru Cluj CFR să revină în această postură de campioană și să o depășească din nou pe FCSB. Deși am fost jucătorul CFR Cluj, trebuie să recunosc că mare parte din orașul Cluj este suporter al lui U. Este o tradiție de foarte mult timp. Într-adevăr, CFR, deși este mai veche ca și club din 1907, ei au venit în fotbalul mare în ultimii ani, de când domnul Pascani a devenit finanțator. Și istoria CFR-ului se leagă de istoria recentă, de fapt. Se identifică cu istoria și trofeele recente. Însă mare parte din suporterii clujeni sunt cu Cluj. De aici se pot naște foarte multe discuții. Noi avem darul ăsta în România să interpretăm foarte mult și să mergem într-un scenariu. Conspirațiile. Conspirația este, da. Ne pricepem cu toții la fotbal, la politică, vrem să fim cu toții președinți. Președinți și antrenori. Medici, da, acum cu pandemia suntem cu toții. Da. Da, avem asta în sânge. Să ne dăm cu părerea sau să fim atotștiutori, însă nu cred că se pune problema de așa ceva. Adi, tu cum vezi aceste speculații? Pentru că în ultimele zile s-au întețit aceste speculații. Pe de o parte, există această discuție legată de felul în care Ucluj ar fi ajutat-o pe CFR Cluj. Pe de altă parte, există discuțiile legate de ultimele două meciuri jucate de FCSB cu Hermannstadt și cu Paul Iași, că punctele la fiecare dintre aceste două meciuri ar fi intrat în prețul acelor jucători luați de Gigi Becali. Exact pe aceeași linie a scenariilor. Nu, cred că interesul, vorbeai mai devreme de interesul orașului, cred că interesul orașului e ca să ai două echipe în play-off. Ar spori și mai mult, zic, interesul tuturor pentru Cluj. Sau mai mult, cred că interesul orașului, având foarte mulți suporteri cei de la U, ar fi ca U să intre în play-off. Atunci, ca din start aceste scenarii, că U Cluj ajută CFR-ul. Și nu cred, este un derby. Oamenii în tribună s-ar fi mâncat, cu toate că erau poate vecini de bloc. Am văzut, i-am văzut mai îndârjiți decât la alte meciuri. Nu, cred că Ucluj într-adevăr a făcut un joc slab. Ucluj se pare că au tot jocul în jurul lui Nistor. Nistor a lipsit și atunci ceva nu a mers cum trebuie și cam atât. Dar Ucluj a mai avut inconstanța asta în jocuri. Adică fac ce două, trei jocuri foarte bune, câștigă puncte după apoi, care... Nu știu, vine oțelul și vine bate acasă și te bat voluntar. Exact. Adică n-au o constanță, dar e o echipă care încă are șanse reale la... Da, e aproape, da. De a intra în...